Așa de mult îmi place de Iisus, de Flori, că nu zâmbește fals. Iisus niciodată nu zâmbit fals. Era împăratul care intră glorios în Ierusalim, aplaudat, aclamat. Și Luca 19:41 spune, când s-a apropiat de cetate Iisus, a plâns pentru ea. Niciodată n-a fost fățarnic Iisus. Nici măcar o fracțiune de secundă nu s-a plecat ca să pozeze ok, să fie în regulă cu auditoriu. Dar uitați-vă la un Iisus care peste o săptămână iese din Ghețimani și când ar trebui să plângă cu femeile care îl plâng, el zâmbește. El cântă cântările de laudă. Dacă vă doresc ceva de aceste sărbători, vă doresc să fiți ca Iisus. Niciun zâmbet fals, nici o inimă fățarnică, nici un gând murdar în interior și o privire frumoasă în exterior. Fiți ca Iisus. Să fii ca și Hristos. Să strălucească fața când alții te-au bătut. Și chiar întins pe o cruce când frații te-au vândut, să fii plin de iubire, curat și credincios. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Când unul te-a lovit cu mâinile haine, tu dai cămașa, frate, și haina de pe tine și întoarce încet obrazul izbit de nemilos. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Să seamă în grâu îmbriază de când ești flămând topit. Să vezi lângă o fântână tot lanul aurit. Să seamă cu credință chiar în răzor, o răzor pietros. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Să spui o vorbă caldă, cu har de cer în ea, a celui care odată, apoi mereu te chinuia. Și ultima ta pâine să-i o întins frumos. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Adună curcubeie din norii, da, din norii ce s-au strâns, și floare după floare din câte văi ai plâns. În noaptea răstignirii să cânți voios. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Amin.